Grupul de comunicare strategic a raportat joi 60 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus în județul Suceava. Numărul total al persoanelor testate pozitiv de la începutul epidemiei a ajuns la 6.033, dintre care 4.880 au fost declarate vindecate. Conform Direcției de Sănătate Publică, în județul Suceava sunt înregistrate 608 cazuri de infecție COVID-19 în evoluție. La nivelul județului, incidența acumulată este de 0,80 persoane infectate la 1.000 de locuitori. La Spitalul Județean de urgență sunt internați 186 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, 104 pacienți în zona tampon și 311 pacienți sunt cu alte afecțiuni non-COVID. 12 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care unul este ventilat mecanic. La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 84 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 7 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Joi, 540 de persoane din județul Suceava se aflau în carantină, iar 241 de persoane erau izolate la domiciliu. Conform prefecturii, 28 de localități nu au înregistrat niciun caz de infecție COVID-19 în evoluție. 73 au mai puțin de 10 cazuri, iar 13 localități au peste 10 cazuri în evoluție.